Fondurile europene sunt cele mai sigure surse prin care se pot finanța investițiile, indiferent de domeniu. Așa este și cazul sănătății, întrucât nu există doar COVID, ci și alte boli. Pe proiecte pe fonduri europene, în valoare de peste 10 milioane de euro, cei de la Spitalul Municipal din Orăștie, cu sprijinul autorităților publice locale, au reușit, în ultimii ani, să dea o față nouă și modernă unității medicale din orașul Paliei. Este o preocupare permanentă a administrației publice locale în a câștiga și a achiziționa aparatură performantă pentru toate secțiile din Spitalul Municipal Orăștie. Am luat peste 10 milioane de euro din fonduri europene, bani cu care i-am folosit pentru a învelopa, pentru a moderniza spitalul din Orăștie și nu în ultimul rând de a achiziționa aparatură performantă care să vină în sprijinul medicilor pentru a pune un diagnostic cât mai rapid și eficient pentru toți pacienții care trec pragul spitalului din Orăștie. La Spitalul Municipal din Orăștie s-au făcut investiții și din fonduri proprii, ultima dintre acestea fiind realizată luna trecută, când la unitatea medicală a fost dat în folosință un artoscop de ultimă generație, folosit în investițiile chirurgicale ortopedice. Da, este ultima investiție care s-a făcut pe buget de la Spitalul Municipal din Orăștie și ne bucurăm că încă un aparat a ajuns, iar medicii care îl vor deservi vor putea să fie la curent și să pună la diagnostice cât mai precise. Valoarea acestui aparat nou de la Spitalul Municipal din Orăștie este de peste 300.000 de lei.